școala generală, îmi aduc aminte cum profesoara noastră de limba română ne povestea despre cum în Ardeal e foarte important a avea. Era și profesoara de gramatică, era în Areo Timpului Plăcutul și povestindu-ne despre verbe, am ajuns la o conexiune culturală. De ce este atât de tare accentul Ardeal de a avea? Pe a avea case, mașini, bani, avere, copii mulți. În timp ce în Moldova accentul se pune foarte mult pe a fi fericit, a bea un vin bun, lângă un prieten drag, a mânca o mâncare gustoasă, a avea momente dragi și veselie în familie. Dragi invitați, stimați colegi, Toastmasters, acum 9 ani am venit în Ardeal nu ca să mă îmbogățesc, ci pentru că Ardeal era atunci la știință. În topul alegerilor studențești, era pe vremea aceea faimoasa Bates University, așa încât n-am putut să nu aleg o facultate din zonă. Vă mai puteți imagina că timpul a trecut de atunci, n-am venit numai de facultate și sigur, dacă stau să mă gândesc, Clujul face o concurență destul de frumoasă și vis-a-vis de peisaje urbane, locuri de petrecut timpul liber sau frumusețea arhitecturală. Și când vine vorba de asta, îmi aduc aminte cum am schimbat cu foarte mare lejeritate în anul întâi de facultate coada calului lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii de la Iași cu coada calului lui Matei Corvin din Piața Unirii din Cluj. Dar calucații de randevul, zic, pentru că n-am studiat arhitectură statuară ca să pot reasambla fizic situația. Am mai rămas în Cluj după tot acest timp pentru că am intuit, am simțit, am mirosit cu un mijesc la orizont tot felul de șanse nesfârșite. Și într-o zi cu soare m-am angajat într-o companie de IT faimoasă în Europa, mai mult decât în țară. Și ce vă puteți imagina că am pățit așa foarte grav în primele zile de muncă? Nu reușeam să intru pe Google și nu-mi scria șuricel. Vă puteți imagina cum mă puteam eu duși la băieții și eu să-i zic și am pățit. Aoleu! Sigur că ar fi zis ioi! Sigur, toate astea apar lucruri banale, dar în Ardeal am cunoscut prieteni dragi, oameni deosebit de frumoși care mi-au fost alături în tot timpul ăsta. Unii au devenit aproape rude și, desigur, dacă stau să mă gândesc, totul este absolut firesc. Sunt Badri Muntenia, Bărăgan sau Moldova. Dar ne înțelegem de minune, pentru că ceea ce ne aduce împreună nu este baștina sau graiul, ci inima. Astea toate sunt lucruri care m-au făcut să rămân aici, chiar dacă nu sunt lucruri pe care le știam dinainte să fac alegerea asta. Și sunt unele motive care m-au făcut să mă bucur foarte tare de experiența asta frumoasă. Așa că, aoleu, cred că Clujul și Ardealul, de fapt, a devenit noul meu acasă. Vă mulțumesc!